uităm și la ceas. Deci, subiectul numărul 1, 40 de puncte. Rezultatul calculului 1 pe 3 minus 1 pe 4 este? Nu se poate. Nu se poate. Și doamna ce ce deci, trebuie să scrie teza lui Tudor. Așa scriu. Nu. Teza lui Tudor, ba da! Da, 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 da. Pentru ca să vedem, ca să vedem Tudor concret ce se întâmplă. Hai să vedem cât o dat aici, Tudor. Nu mai știu. Mai știi? Am dat acum mult. Deci, tema, teza. Teza. Lui Tudor. Lui Bogdan. Tudor. Cine Bogdan? Bogdan și Bogdan. Subiectul 1. Ia uzați. Subiectul 1A, domn profesor. Subiectul 1, punctul A. Adi, hai să vedem cât de repede putem noi. 1 pe 3 minus 1 pe 4. 1 pe 3 minus 1 pe 4 egal cu? Lucrăm. 1 pe 2. Da. 4 minus 3. Dar ce faceți, domnul profesor? Așa e dat. Așa e bun, e bun. 4 minus 3, 1. 4 minus 3, 1, gata. Dar de ce se la mine, Adi? Ce îți convine? Păi tocmai, am și amplificat, numitorul comunii 12, amplificat 4, 4 minus 3, aici mi-am și de 1 pe 12. Și facem 1 pe 12. Am zis 4 minus 3, am și amplificat și am și făcut calculul, 4 minus 3 face 1 pe 12. Acum, B, domn profesor. B. Acum, Tudor, vreau să taci. Valoarea absolută a numărului minus 2,5. Stați, domn profesor, să văd dacă Anca și, da, și Adi da, știu da. Ce e valoarea absolută. Modul. Tudor! Și așa face și minuna. Mersi că mi-ai păi vedeți, valoarea absolută ei nu știau că e modul. Nu. Asta e foarte tare. Bine că am ceva spus. Valoarea absolută a lui minus 2. A lui minus 2,5, domn profesor, este... Minus 2,5. Este? 2,5. 2,5, adică nu ținem cont, e modulul. Deci valoarea absolută înseamnă modulul. A, B... Ce, domn profesor? Ce? Da, dragă, în loc de modul, scrie valoarea absolută. Dacă voi nu știți că valoarea absolută înseamnă modulul, ați, nu faceți și nu luați 5 puncte. 5 puncte? Deci valoarea absolută... Înseamnă modulul, măi copii! Adică valoarea absolută nu ții cont de semn. Nu ții cont de semn. Dar numai număr. 50, nu? Numai număr, ziceam. Absolut. 5 acum. Dintre 0,4, dintre 0,4 și 0,32 este mai mic... 0,32! 0,4 mai mic. 0,32. Cu 0,4 e mai aproape de 0 și 0,4 putem să rezolvăm ca 0,40 și 0,32 este mai mare. 0,40, Adi. Deci nu comparăm zecimile, Adi. Deci zecimile ne spun mie care sunt vestul. Vedeți? E ușor, e ușor, de-aia uitați cum greșiți. Deci care e mai mic, domn profesor? Mai mic e 0,4. Care e mai mic, Tudor? 0,32. Și tu ai scris prostia în test. 0,4. A, da, că se poate pune 0, da. Tot n-am înțeles. Da, domn profesor, deci, stați puțin, măi, dintre 0,4 și 0,32, deci dintre 0,4 și 0,32 este mai mic... Păi, la 0,40 mai mic. La 4 poți să pui câte 0-uri vei tu. Pentru că... Haideți să facem atunci așa. Măi copii. Ar veni 0,40. 4 pe 10. Și este mai mare 0,40. Mai mare. Dacă 32 pe 100, dacă simplificăm o să ajungem la 2. Ai greșit, Mirona. Ai greșit. Dacă să ajungem, o să ajungem la 2 pe 5, 9 pe 25, amplificăm 2 pe 5 cu 5. Deci propui să scriem, muncim aici, Mirona, că e o problemă delicată aici. Deci avem de muncă, da? Așa e dreptate. Am pus chestii mai mică. 40, ai zis 40 pe 100. Așa mi-ai spus, da, să scriu. Și 32 pe 100. Fiindcă am mers pe mâna ta, numitoarele sunt egali. Da. Și dintre 40 și 32, care e mai mic? 32. Păi asta te întreabă. Care e mai mic? Care e mai mic? 32. 32, da? Da. La 32, de la cine vine? La 0,32. Deci ai greșit, nu contează. Am zis bine. Și atenție, 0,32 este mai mic decât 0,4. Și fiindcă m-ați provocat, insist un pic mai mult. Miruna, între 0,0351 și 0,002779 este mai mare, este mai mic. Care este mai cel de jos, cel de jos. Este cel de sus. Cel mai mare este cel de sus. Cel de sus. Păi
Aici tu, Miruna, de ce stai pe gânduri între 4 și 3, prima decimală care faci de departajarea? Așa se face. Sigur că da. Bun. Dar eu așa cum, dar știi 10 pe 25 și 9 pe 25. Hai, 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 să vezi. Da, mai, Miruna. Între 40 pe 100 și 32 pe 100? De aceea așa cum, 30 pe 100. Păi este, dar e complicat. 40 pe 100 și 30 pe 100. Dacă tu nu ai interes nici acum că între la clasa 5-a. La 5-a? Da. Când comparăm două numere, prima cifră, oriunde s-ar afla ea de pe unități sau zeci sau sute, ea face departajarea. Dacă am găsit egale, uite, ne-am găsit egale, deci nu am verbul voie să greșim aici. De, domn profesor, opusul lui 2 pe 5 este? Cât? Minus 2 pe 5. Opusul lui 2 pe 5 este? 2 pe 5, opusul. Este? Minus 2 pe 5. Opusul 2 pe 5? Nu cred. Este? 5 pe 2. Care este minus 2? Este 5? Minus 2 pe 5. Minus 2 pe 5. Pentru că vorbim cu doamna dirigentă și zic că este corect minus 2 pe 5. Minus 2 pe 5. Că nu, acolo nu scrie cu modul? Nu, opusul numărului 2 pe 5. Eu am întrebat-o după test și a spus că este minus 2 pe 5. Cât este? 5 pe 2. 5 pe 2. A 2 pe 5 la puterea minus 1. Dar e inversul, Călin. Dar e inversul. Prin invers ce înțelegi? Aș spus că nu ar fi 5 pe 2. Investuie la buții, după așa, scuze, copii, gata, avem probleme complicate. Uite, la lucruri minore, ce spune? Buturuga mică, răsarnă carul mare. Deci, dacă voi n-ați înțeles că opusul este cel cu minus, cât e opusul lui minus 3? 3! Păi, dar la lui opusul lui minus 7? 7! Bun, dar la opusul 5 pe 2. Minus 5 pe 2. Păi mai stați pe gânduri. Păi așa am făcut. Eu am insistat pentru că Călin veniseră acum cu precizare că ar fi inversul. Dar deci nu faci. Atenție multă. Sunt lucruri minore, dar care devin majore când nu le știm. Da? Deci opusul. Așa ai făcut? Da. Minus 2 pe 5 este, este minus 2 pe 5. 3, 4, inversul. Asta e altceva. 2 pe 5. Inversul 2 pe 5 este 5 pe 2. Inversul. Da. Că vin, nu facem confuzii între opus și inversul. Deci mai departe. Următorul, o problemă. Da. Un romb ABCD. ABCD romb, în ipoteză. În ipoteză, A, B, C, D, romb. Măsura unghiului B, A, D. Măsura unghiului 30 de grade. B, A, D. 30 de grade. Egal cu 30 de grade. La, în concluzie, A mic. Măsura unghiului A, B, C. Egal cu câte grade? Unghiului A, B, C. B, C. Egal cu câte grade? Egal cu câte grade. Și la B mic, măsura unghiului B, A, C. Egal cu câte grade? Asta am făcut, dar nu știu exact ce m-am dat. Cât o dat? Nu știu exact. Nu mai țin minte. Rom, facem un rom. De regulă nu țin minte când nu ai făcut-o corect. A, nu, chiar asta mi se pare. Dar de cine ai pus rezultatele aici? Miruna așa face, pune rezultatele. Da. Și noi acasă imediat vedem. După ce m-am grăbit să fac grep, trebuia să mai pun și rezultatele. Da, normal, dar imediat, da. Cât urează o secundă. Ai făcut facem un romb. Dar mâna. Haideți să facem romb. Ce înseamnă romb? Romb? Bă, este paralelogramul cu latele congruente. Și paralele. Adică dacă diagonalele cum? Diagonalele sunt congruente. Facem diagonalele perpendiculare. Și congruente. Câte probleme sunt. Extraordinar. Și diagonale sunt și bisectoare. Deci gata, am rezolvat problema. Deci atenție. Deci, paralelogramul, rombul, este paralelogramul cu două laturi vecine congruente. Exact. Da. Că în momentul în care ai spus toate laturile congruente, poate să fie vorba și de un pătrat, da? Deci poate să fie, mă duc și acolo. Corect. Ce este pătratul? Este rombul care are un îndrept. Da? Deci atunci aceste lucruri trebuie foarte, foarte bine știut. Și ca să desenăm un romb, spuneam și altă dată, plecăm, cum? Ducem două perpendiculare, așa, care sunt diagonale, da? Două segmente,
perpendiculare, ce se și înjumătățesc. Corect. Da? Și ia uitați, așa am făcut. După care, de un impuls simplu și suntem siguri că avem un romb. Da? Asta este tehnica de construire un romb. Bine. Știi că măsura lui B a dă-i 30. Deci, hai să zicem A, B, C, D. B, A. Atunci B a dă-i trebuie aici, dar nu mai contează, lăsați. Hai să spun așa. A, B, C, D. Da, acum e bine, nu? B, A, D. Unghiul ăsta e de cât de grad? De 30 de grade. Se cere ce? Unghiul A, B, C. Măsura unghiului? A, B, C. A, B, C. A, B, C. Adică ăsta cât e de mare. Da. Și B, A, C. B, A, C. Adică ăsta de aici. Știm că unghiul B este suplimentar cu unghiul A. Da. B cu A sunt suplimentare. Deci asta se întâmplă în paralelogram. Se întâmplă. Paralelogram, da. Cum rombul este un paralelogram, se menține calitatea aceea, da? Proprietatea. Și ne uite, dacă are 15. Deci ăsta are 150. Da. Deci hai să spunem, măsura lui, așa aș fi rezolvat, aș fi redactat, măsura lui A, B, C, A, am, este egal cu 180 de grade. Cred că eu 180 de grade minus măsura lui BAD. Măsura lui BAD. Și egal mai departe cu cine? Cu 180 de grade. Minus 30 egal cu 150 de grade. Minus 30 egal cu 150 de grade. Ei, iar măsura lui BAC este egal, dacă știm că A, B, C, D este un romb, știm că A, B, C, D, romb. Avem că diagonalele sunt bisectoare și cum avem unghiul de 30 de grade, rezultă că unghiul A, măsura B, A, C, este de 15 grade. Sau, deci spui că e bisectoare și perfect. Sau spui că fiindcă A, B cât B, C, triunghiul A, B, C este isoscel. Și complicat. Și cum ăsta... Da, e dreptate, e complicat. Așa. Nu-i complicat. Este o altă variantă, apropo de ce spuneam Tudor, o altă variantă, dacă tu nu reții varianta că diagonală și bisectoare, iar demonstrarea acestui lucru se face prin ceea ce spun eu acum, fiindcă asta e cât asta, unghiul ăsta de aici cât ăsta de aici, la fel și din cauza păi așa. Păi nu, la subiectul nu ne-a pus să demonstrare, ne-a pus să dăm direct rezultatele. Scriam noi pe ciornă și după aia, la subiectul 2, am început să rezolvăm pe foaie. Da, ascultă-mă. Deci eu când fac acum discuția asta, o fac și pentru cei care ne privesc pe noi. Și spun așa, că în momentul în care ai clar în minte că diagonala e și bisectoare, poți folosi rezultatul ăsta. Dar dacă tu nu știi chestia asta, te agăzi de ceva. Și spui cum AB, AB congruent cu... Cu cine? Cu BC. BC. Rezultă atunci că ABC, triunghiul ABC, isoscel, da? Și cum în triunghi isoscel știm măsura lui ABC, măsura lui ABC o cunoaștem, este de cât de grade? Egal cu... ABC este de 30 de grade. ABC, ABC, 150. A, 150. 150 de grade, atunci rezultă că cele două unghiuri adunate, adică BAC plus BCA, măsura lui BAC plus măsura lui BCA, BCA, egal cu 30 de grade, cu 60, nu de la, pardon, nu 60, de la 150 până la 180, 30 de grade, da? 30 de grade. Egal cu 30 de grade. Și cum ele că... sunt, triunghiul este isoscel, cum adăugăm că măsura lui BAC, eu insist și pe redactare, să știți că e important, egal cu măsura lui BCA, BCA, atunci din astea două reiese că măsura unghiului BAC, BAC, da, B, A, C, e egal cu 15 grade. Și pe zi la problemă.
Da. Deci este important și redactarea, da? Problema 3. Da. Ștear tabla? Nu. Am în ipoteză ABC de pătrat. În ipoteză, da? Da, ABC de pătrat. A, B, C, D, pătrat. M aparține lui AD. M aparține lui AD. Așa încât am în congruent cu MD, lui AD, da? Da. Așa? În mijloc. M. Am în congruent cu MD. N aparține lui AB. Așa încât A, N congruent cu N. N aparține lui AB. 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 AB, da. Astfel încât A, N congruent cu N. B. Adică în mijloc. Și BD egal cu 12 cm. Care? BD. Sofia. Nu. BD egal cu 12 cm. În concluzie să aflăm lungimea segmentului MN. MN egal cu câți centimetri? Și la B mic, D, B, N, M este D, trapez, zis-o B, cel. N, M este... Cine este? Așa, repede facem un pătrat. Așa a zis problema, nu? Da. Să dăm pătrat. Câte da mână? Deci A, B, C, D. A, B, C, D. M pe A, D. M pe A, D. La mijloc. N pe A, B. La mijloc. B, D, O. Diagonala. Este de 12. 12 cm, BD-ul. Ne cere MN. Cât este? Cât v-a dat? 6. Ha, că am făcut 12 împărțit la 2, da. Dar de ce ai făcut împărțit la 2? Pentru că știm că eu am luat, am rezolvat, m-am luat după subiectul B, am făcut pe ciornă. Și dacă știam că D, M, N, B este trapez, isoscel, rezultă că MN... Dar de știu că e trapez? Ca să fii trapez, trebuia ca mână să fii paralel cu DB. Oricum am pus și aia zic că trebuia să dau rezultatul. Nu, 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 stai că nu pun niște rezultate, nu e important asta. Ba da, la teza așa este important. La teza asta trebuia doar să scrieți. Bă, dar la matematica nu înseamnă așa, nu ca niște rezultate acolo mai copii. Așa vrei să le cupid la cineva. Păi că, măi, înseamnă că noi n-am înțeles ce facem aici. Și chiar dacă ai un rezultat corect, dacă nu l-ai justificat și nu l-ai arătat, n-ai făcut nimic. Și trebuie să arătăm că e trapez. Mână! Cât este mână de mare? Cât e mână? Păi de cine spune că e mâini mijloc oare? Adică a... A cât mă dă. Da. A mână cât mă dă. Și de la mijloc. Da. Deci mână e linie. Adică triunghiul și mână nu este dreptunghic isoscel. Da. Deci M e mijlocul lui D, N e mijlocul lui AB. Și l-am unit pe măgură. Linie mijlocie. Păi pierdem timpul, mai dați un col de treabă. Ce fel de geometrie facem noi? Chiar mă supăr asta. Segmentul care unește mijloacea a două laturi este linie mijlocie. Ce știm despre linia mijlocie? Că e paralelă cu baza și jumătate din ea. Paralelă cu baza și jumătate cu din ea. Dacă asta e 12, cât va fi mână? 6. 6. Da. Dar justificat? Justificat, scriem asta, efectiv. Uite, eu am scris. Vreau să demonstrez asta. Uite, asta înseamnă demonstrație. Uite cum demonstrăm adică. Demonstrații. Demonstrații. Zicem. A. Demonstrație. Am. Congruent cu MD. Amă cu MD, din ipoteză. Ană, congruent cu cu NB. Adi, dar deocamdată reacția a fost... Exact. Adi, mai a fost reacția negativă, n-a reacționat repede. Înseamnă că fața lucră, la chestia asta atât de simplă, ai făcut nimic. Trebuie să fim rigoroși cu noi, să fim cinstiți cu noi. Dar de ce nu mai dat seama?
Păi dar de ce nu îți dai seama? Pentru că la orele de geometrie, când facem geometrie, Adi, stați pe deasupra. Da? Deci insist, insist. Fiindcă A, M, cât mă dă, N, A, N, cât mă bă, din ipoteză, din cele, rezult, cele două rezultă M, N, linie mijlocie. În triunghiul de un profesor, zicem. Exact, exact. În triunghiul D, A, B. D, A, B. În triunghiul D, A, B, virgulă, sau puteam să spun, M, N, linie mijlocie, în triunghiul. Corect. Da? Deci așa voi scrie. M, N, linie mijlocie, da, în triunghiul, D, A, B. Rezultă din calitatea asta de linie mijlocie. Atenție! Hai copii! Rezultă din calitatea asta că ce voi avea? Că mână este paralelă cu D, B. Și că mână e egal cu 1 pe 2 din DB. Și cum DB e știută, pun de desubt, cum DB este de 12, rezultă că mână, deci adaug... Așa trebuia să scrieți. DB 12, rezultă că mână este egal cu cine? Mână este egal cu 6. Avea acum, dacă vă scrieți așa, dacă nu spun și că e paralelă și jumătate și că asta e 6 și ai pus un 6 acolo, nu am nicio treabă. Eu, profesor, nu iau deloc în considerare. Da, mai că aici scrie. Nici cât te potrează mama ce scrie. Nu, nu, pentru că este un rezultat. Nu mai rezultatele, okay. Așa zice, că pe foaie de treiță se trec numai rezultatele la punctul ăsta. Da, este o greșeală. Flagă mare, foarte mare. Și nici o greșeală, zice domnul profesor, că e o greșeală? Nu că ai scris tu greșit 6, ci pentru că tu puteai, de exemplu, să iei rezultatul de la colegul tău, fără să știi. Da, adică e un... Deci este un fals. Fals, da. Este un fals, adică este o minciună. Și dacă ne hrănim cu minciuni continuu, n-am reușit să facem niciun progres. Dar n-aveam pus copii, că a fost singurul bancă. Ca bine, bine. Okay. Și când ăla e trapez, nu mai cabe discuție. Și mai avea că e trapez, să zice că e trapez. Că sucer. Sau dacă, dacă e paralel. Te să spunem ce este. Și asta este cât asta. E trapez sucer. Da. Trapez sucer este de la urmă. Ați afăsteza? Da. Nu, mai e. Nu, mai e. Nu, mai e. Dacă era așa, luam nota 100. Dar vreau și eu să ne spun că trebuie din asta. Dar consoliți-vă! Mai acum vă dau. Subiectul la care trebuie să muncească și ei, domn profesor. Hai să vedem. Nu mai ajutăm deloc. Subiectul 2. Da. Deloc? Da. Subiectul 2. Câte subiecte ai? Al ăsta, mai este și subiectul ăsta, dragă. Hai că amens repede. Ies 2. Subiectul 2, 1, domn profesor. Așa. Primul. Calculați. Calculați. Paranteză. Minus 5 pe 6. Rotundă, da? Da, da. Minus 5 pe 6. Plus 1 pe 2. Închideți paranteza rotundă. Împărțirea 3 pe 4. Da. Minus 1. Calculăm asta. Da. Adică vorbește. Eu? Da. Păi, așa. La prima paranteză aducem la același numitor. Păi, la prima paranteză, parcă ar fi și a doua, și a treia, și a șaptea. Atunci la ce ajută, scurt, și amplificăm... Pe 3? Păi, cine? La amplificăm pe 5 cu 5 pe... cu da. Minus 5 pe 6 cu 2. Pe minus 5 pe 6 cu 2, da? De cum ai gândit, Andy? O să avem numitorul 12. Dar de ce 12, Adi? 6 nu-i bun? 6 nu se împarte la amândoi? Ba da. Aflăm cel mai mic. Deci trebuie să venim la clasa a 4-a, la momentul în care fac cu Daria fracțiile, să vedeți că acolo mă descurc foarte bine cu ea. Deci numitorul comun este 6. Aici n-am medicat cu nimic. Nu, pe a doua cu 3. Ideea asta, Adi, cu mulțirea pe diagonală, ăla cu ăla, este o prostie. Când noi trebuie să vedem cel mai mic multiplu comun. Dacă ar fost niște fracții mai lungi, mai mari, cu numere mai mari, trebuia să descompunem. Ia să facem vreo aceste lucruri. Avem momente de când pur și mă sperii. Parcă nu am făcut nimic, Adi. Egal mai departe, când vorbește de la. Egal cu minus... 5. Minus... 8 pe 3.
Minus... Hai să vedem cum face domnul profesor. Minus 5. 8, minus 8 pe 6. De ce 8 pe 6? Că minusul dăm deoparte și îl adunăm 5 cu 3. Nu, minus 5 plus 3. Ce faci tu, băi, Adi? Mă speri, unde ești tu? Pe 5 îl dai deoparte și pe cine ar duni? Hai că nu sunt atent, eu sunt obosit, e drept. Dar tu mi-am plătit și starea mea de oboseală. Ce spui că faci? Minus 5 plus 3. Păi minus 5 plus 3, numitorul comun s-a pus 6, fiindcă aici n-am amplificat cu, de fapt, cu 1. Vine minus 5 plus 3. Da, minus. Împărțit la 3 pe 4, minus 1, egal cu punctul, mă, te rog, hai. Împărțit la minus 3 pe 4, minus 1, egal cu minus 2. Minus 2 supra 6. Împărțit la... Amplificăm pe primul cu 4. Așa. Și o să ne dea... Vă rog să vă urmăriți. A, deci amplificat și pe primul cu 4. Da, așa cum e paranteză. Deci pe primul cred că am fi cu 4 aici, nu? Dar nu, că este împărțire. Este împărțire și... Și trebuie să așa că ai zis tu așa. Dar nu, că am zis acolo la 3 pe 4 minus 1 că e în paranteză, așa am înțeles. Așa am zis. Cum dacă tu nu vezi paranteza aici? Cum să zici, am crezut că e în paranteză? De eu am pus-o. Da, vezi mai departe. Ce aici ce facem? Câteodată am. Hai să simplificăm, 3 cu 6. Dar ce faceți, domn profesor? Păi, dar tu ce faci? Egal mai departe. Egal mai departe cu minus 2 pe 6. Putem, nu mai putem face ceva la 2 pe 6, Adi? Da, să-l simplificăm. Deci asta e fracție pe care trebuie să o mai ții încă o dată? Îți place ție? Minus 2 pe 6 ori 4 pe 3, ce facem? 2 pe 6 mai poate fi simplificată, fiind fracție... Ireductibilă. Și minus 1 pe 3. Hai, Anuțu. Minus 1 pe 3. Ori 4 pe 3. Ori 4 pe 3. Și minus 1. Minus 1. Și egal mai departe. Mai repede mai ai. Egal cu minus 4 pe 6. Minus 4 pe 6. Pe 9. Pe 6 pe 9. 9. Dar ce e de 6? Tu ești pronunțat, nu eu. Minus 4 pe 9. Minus 1. Egal mai departe cu... Amplificăm pe a doua cu 9 și ne dă... Minus 4 minus 9. Da. Minus... Supra 9 și egal da. Cu... Minus 13 pe 9. Minus 13 pe 9. Deci și eu până aici am făcut corect. Sper. Bun. Sper. Mai cu asta, da. Dar pe mine mă sperie, faptul că vă găsesc în situația asta. Deci nu se poate adică să facem așa lucruri atât de simple, cu atâta dificultate. Ai fi greșit totul de la bun început, praf, n-ai făcut nimic. Deci mai devreme spune, cum nu-mi dai și mie stoica niște subiecte, este ușoare. Păi dacă ăsta nu face nimic la altezile cele mai subiecte mai dificile, ce facem? Mai departe. 2. Ordonați crescător numerele. Ordonați crescător numerele. Cum am văzut cineva. Care sunt? Minus 2,23. 23. Minus 2,2 și perioadă 3. Minus 2,2 și perioadă 3. Și al treilea număr, minus 2, virgulă, perioadă 23. Perioadă 23. Eu l-am luat, știți care e? Am venit. Să vedem cum le putem scrie. Să le aducem la altă formă. Blanca, te rog pe tine. Pe minus 2,23 putem scrie ca minus 2,230. Da. Minus 2,230. Și putem adăuga cu 0. Deci, minus 2,230. Numai un 0 trebuie să adauze. Putem să adăugăm cât vrem. Până obosim, nu? Da. Și fiecare când obosește... Spune, vă obosim. Mai dar departe. Dar nu o să schimb ca o fracție. Cum? Minus 223 supra 100. Minus, asta era important. Deci minus 220, minus 223 supra 100. Anca, e vorba de scrie un număr decimal ca o fracție, nu? Minus 223 supra 100. Apoi, cealaltă.
Supra 900. Cum ai gândit, Adi, 900? 900. Ce nu 900? Că e 90, băi, că... Avem un 0, avem după virgulă un singur cifră. Păi, n-am făcut niciodată asta. Păi se pune asăția de al din nou, câte cifre are perioada, supra atâția de al din zoră, câte are partea neperiodică. Partea neperiodică. Și partea neperiodică este un singur 2. De supra 90, Adi, nu 900. Tu ai văzut câți două cifre aici și ai pus două zerouri. Deci esențialul nu reținem. Deci un singur nou urmat de un singur zerou pentru partea neperiodică. Și s-a scris tot grupul de aici din față, din care se scade ce? Partea din fața grupului periodic. 22, da? Aici am făcut demonstrații, fel de fel, eram riguroși, știam de ce se întâmplă asta. Dar îi facem mecanic și asta e povestea. Și egal mai departe, cu cine, Anca? Cu 223 minus... 22 și cât faci la scăderea asta? Minus 201. Minus 201, minusul ăsta, mai îl pun pe aici, din față nu-l mai pun. Are rost să mai pun, Adi? Minusul ăsta de fracții? Are rost. E obligatoriu că are rost. Deci egal cu minus, indifracții. Și acum scădem 223 pe 22 și face cât? 201. 201 supra 90. Și mai simplifică prin 3. Se mai simplifică prin 3. Și 201 împărțit la 3 dă 67. Și 90 împărțit la 3 dă 30. Minus 67 supra 30 asta, da? Da. Minus 67 supra 30. Da. Anca, celălalt. Minus virgulă, minus 2 virgulă 23. Cum s-ar scrie asta la rând de gând? 223 plus 2 supra 99. 223 minus 2 supra 99. Da. Deci 223 minus 2, a spus? Pe 99. Supra 99. Dar de ce ai din 99? Păi, avem două cifre în perioadă. Sunt două cifre în perioadă și nu mai avem... Dar nu trebuie să scriu 990? Nu! De ce? Păi, nu mai e un număr după virgulă care e în perioadă, sau nu? Deci nu mai am grupul imediat de cifre de după cum a fost aici, da? Pentru că aici am avut pe 2. Partea neperiodică. Da. Da? Fără 0, domnul. Da. Și cât faci aici? Minus 221 pe? 99. Se mai simplifică? Nu. 21, nu. Ba da. Ba nu. Nu se mai simplifică. Nu mai. Din cauza 221. Da? 221 n-ar avea pe divizorul 3, da? Da, lăsăm așa că vedem câți celelalte. Sunt tot 221. Ia să vedem acum. Hai să le vedem numerele așezate astfel. Avem așa. Avem minus 223 pe 100. Deci prin minus 223 pe 100. După aia avem... Vecinul său. Minus 67 pe 30. Supra 30. Și alt vecin. Și mai avem pe minus 221 pe 99. Ar trebui să aducem la același... E bine sau e greșit? Ce? Era mai ușor să luăm fiecare... Da, să le punem sub alta. Să luăm fiecare număr și dacă se repede... Vă dat așa? Da. Nu știu. Nu, faceți că eu am făcut mult mai ușor. Nu m-am complicat. Mi-a dat minus 221 la toate. Minus 221 la toate. Supra 100, supra 90... Hai să mai vedem o dată. Înseamnă că s-a greșit ceva. Deci pe minus 200, minus 2,23... Este corect cum l-am scris ca fiind? Așa mâna sub alta. Minus 2, 223 supra 100. Minus 223 minus 2 supra 100, nu?
Nu, de ce când e perioadă? La primul. Nu, când avea perioadă. La primul. La minus, minus 2,23 în luna, îl scriem ca 223, 200, minus 223, 200. Deci asta nu avem dubii. Da. Deci asta e bun. Da? Da. Hai să ne ducem la al doilea. Poate la al doilea am greșit ceva. Hai să vedem. Nu. Deci la al doilea nu e greșit. Cum ați zis? Tot scrim totul. Minus 22. Minus 22 supra 9, 10, da? Și n-am nimic, s-a simplificat prin 3. Minus 67 pe 30. Suntem convinși? Da, da. E corect. Da, e... Minus 60. Eu am lăsat așa. Eu am lăsat așa fără simplu. Iar nu l-am mai da. Ai lăsat 201 pe 90. Da. Și ultimul e corect. Și ultimul? Dacă aveți ceva de comentat, minus 2,23. Nu. Pe 99 e corect. Da. Și acum care e ultimul? Dar eu zic că ar fi așa să scriem minus 2,23. Am așa am scris eu, nu știu. Așa am făcut și eu, uitați, a doua oară. Așa m-am gândit. 2,23. Și era mult mai ușor de comparat. Sigur că n-ai învățat pe mâna voastră, n-am avut nimic de comentat. Eu prima oară am zis, dar ați luat-o pe varianta cu transformatorul. Da. Pentru că așa mi s-a spus, așa am făcut. Da, dar nu-i mai ușor și atunci revenim deci la decimale. Sunt situații copii când comparația poate fi făcută mult mai simplu dacă înțelegeți ce înseamnă minus 2,23. Deci corect. Minus 2,23, 0, 0, câte vreau eu de multe. Așa da. Am început, da. Următoarea e minus 2, minus 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, cât vrem. Minus 2,2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 la nesfârșit. Cum vă dat ordinea? A? Minus 2,23, 23, 23 și tot așa. Așa, și acum haide să și avem 2 egal cu 2, 2 egal cu 2, deci partea întreagă este. Da, așa, primim decimalii de ajuns. Și prim, la zecimi, ca zecimi, n-am de comentat, nu-ți face selecții, la sutimi. La următoare. Aici începe o primă selecție, ordine. Da, vine 2. Care e cel mai? Minus 2, 3, 3. Era cel mai mic. Da. A, nu, că minusul schimbă ordinea, minusul schimbă. 2,23333333. Deci, între 0, 3, 2, cu minus aflându-se, schimbă. Care este ordinea? Care e cel mai mic? Minus 2,23333333. Asta e cel mai mic. Da. Apoi, și vine BGA. Minus 2,23333. Ce mai ușor era? 23 și mai departe. E mai mic decât minus 2,2333, care e mai mic. Nu, invers, domn profesor. 2,2333 mai mic. Ăsta e de 3,3, da. Da, da. 2,3,3. 3. Așa, 3, așa. 3. Și acum 2,3,2,3. 2,3,2,3. Și acum mai mic. Care e mai mic decât minus 2,23 și 0 dacă e. Dacă așa am făcut. Deci, după ce s-a văzut o situație anterioară când trebuia să facem o ordine, ordonarea numărul decimale, șansa ar fi fost rapidă asta să vedem în felul acesta, decât cu fracții. Pentru că acum copiii întorcându-mă la fracții, n-am greșit aici. Trebuia să ne amplificăm. Să avem aceleași numitori. Era deci, de muncă... Atenție! Numitorul comun aici ar fi fost 9900, nu? E cu 100. Da. Trebuia să amplificăm fracția asta cu 99, asta altă cu ce avea să mai fie, în sfârșit asta cu 100 și urma, având același numitor, asta este lucru important, două sau mai multe fracții se compară având același numitor și cum numărătorii sunt cei care fac ordinea. Deci dacă vi se dau două sau mai multe fracții, să le comparați. Cum v-aș da așa, comparați pe 2 pe 3 cu 3 pe 4. Vă rog să scrie 2 pe 3, 3 pe 4 și 4 pe 5. Comparați fracțiile acestea. Ca să reușiți să le comparați, trebuie să avem același numitor. 60. Numitorul comun este 60. Am zis că cu 20 prima. Cu 20. 15.
Și a doua, a treia cu 12. 12. Și atunci ele devine echivalente. Deci rezultă că 20 ori 2, 40 pe 60. Pe 60. Apoi? 15 ori 3. 45 pe 60. Și în sfârșit? 48 pe 60. 48 pe 60. Și răspunsul? 40 mai pe 60 mai mic decât 45. Deci prima mai mică decât a doua, mai mică decât a treia. Iată ordonarea făcută repede. 2 pe 3 e mai mic decât 3 pe 4, care e mai mic decât 4 pe 5. Dar, repet, numai după ce le-am organizat în felul ăsta. Și 57. Vezi că tot trecut de acolo. Da. Determinați numărul N, mic. La 3, nu? 47. Da. 3 ani. El mic aparține numerilor naturale. Am determinat. N aparține lui N mare. Da. Știind că? Știind. 2 pe 5. Da. 2 pe 5. Asta știu, asta știu. Mai mic egal decât 2 N pe 10. 2 pe 5. Mai mic egal decât 2 N pe 10. Mai mic egal decât 2 N pe 10. Mai mic decât 3 pe 2. Nu, mai mic doar. Strict. Mai mic strict, da. Da. Aduce la același viitor. Deci. Da. La 2 M pe 10... Din nou avem situația aceea de... De așa fracție comparată. Deci amplificăm cu 2. 2 pe 10, mai putem simplificat. Da, 2 pe M pe 5. Sigur, dar deci echivalent. Nu întoarcem la aia. Ba da. Scrim șirul de inegalități. În felul ăsta, 2 pe 5. 2 pe 5. Mai mic egal decât N. Pe 5, care e mai mic egal decât 3 pe 2. Și acolo însemnă același pe 5, domnul profesor, pe 5. Pe 5, da. De ce s-a dus același viitor dacă ai 5? Pe 5, 5. 5. Ei. Deci urmărim să avem același viitor peste tot. Da. Și acum, ea, Miruna, a avut dreptate. Da. Dar vă să amplific prima oară. Deci, de la bun început, dacă se zizam că numitorul comun este 10, da? Atunci menținem ordinea și asta având același lucru, pentru că mai devreme v-am spus așa, două sau mai multe fracții se compară dacă au același numitor. Acum, avem comparate niște fracții, le vrem să le avem cu același numitor, ca să putem să ne pronunțăm asupra numărătorilor. Da, și amplificăm prima cu doi. Deci, cât e? Un pic, un păi, pic. Păi, eu am prima oară amplificat doar prima și a treia. Nu, nu deodată, Ian. Haideți că să mergem cu tot ritmul. Hai. Că dăm peste cap lecția la filmare. Deci, aici am plecat cu cât? Cu 2. Cu 2. Aici cu 5. Cu 5. Și e greșitul, inegalitatea de vină. Hai să o vedem. 4 supra 10. Mai mic egal decât 2 N pe 10. Care e mai mic egal, mai mic strict. Decât 15 pe 10. Ceea ce înseamnă echivalent? Pat... Ce înseamnă adică? Că 4 mai mic sau egal decât... Sigur că da. Se transferă inegalitatea, numitorul fiind același. Renunțăm la numitor și înseamnă 4 mai mic egal decât... 2N. Mai mic strict decât 15. 15. Și acum, echivalent, să văd cine spune, ce ar trebui să scriu. 15 minus 4, 2N egal cu 15 minus 4. Păi nu e egal, măi. N-ul ar fi 2, adică 4 este egal cu 2N. Irina, hai să împărțim totul prin 2, ca să rămâne N-ul în interior. Și urmează să măturăm N-ul din intervalul. E de la 2 până... Deci împărțim totul prin cât am spus? 2. Și atunci este echivalent, cum ar zice că 4 împărțit la 2, 2, mai mic egal decât N, mai mic strict decât 15 pe 2. Și cum N natural, 15 pe 2. Cum N e număr natural, acum spun, care sunt numerele naturale de la 2 începând inclusiv cu 2? Da, 2, 3, deci 4. Deci rezultă că N aparține mulțimii numerelor naturale. 2, 3, N aparține mulțimii 2. Până la cât? Cred că da. 4, 5, 6, 7. Și 7. Și atât. Și 7. Și 7, da. E 7,5. Deci, insist aici. Mai devreme, ne s-a cerut să comparăm niște fracții.
acum au fost comparate ca să ne putem pronunța despre ele, la numărători să putem stabili ordinea, înseamnă că trebuie să avem în același numitor. Și îndată găsim că 2 n-i cuprins între 4 și 15, dar eu pe n-l vreau mai simplu, de aceea împart totul prin 2 și văd ce valori sunt cuprinse, care sunt acele valori de la 2 începând până la 15, de 2 la 7,5 înseamnă asta, da? Până la 7,5. 7. Altceva. Fie numărul A mic egal cu minus 1,9 plus fie numărul A mic egal cu minus 1,9 plus, deschideți o paranteză rotundă, 1 supra 1 ori 2 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus și așa mai departe. 1 supra 3 ori 4 plus 1 supra 9 ori 10. Arătați că A mic aparține lui Z. Plus 1 supra 10 9 ori 10 plus 1 pe 1 supra 1 ori 2 plus. Cum ai făcut? Eu am făcut așa, am luat 1 pe 1 minus 1 pe 2 Z, lui Z, domn profesor. Așa, e bun. Am făcut așa, 1 pe 1 minus 1 pe 2 plus 1 pe 2 minus 1 pe 3 numitorii la numitori minus 1 pe 3 plus distribuim numitorii la numărători. Numitorii la numărători, dar când am făcut asta? Abia de când scriu în loc de 1, 2 minus 1. Da. Deci ar trebui să începem așa. A egal cu minus 1,9 plus 2 scăzut 1 supra 1 ori 2. Nu reține mecanic niște lucruri. N-ai făcut așa. Eu am făcut așa, plus, cum fază, așa zis că este bine. Plus 3 minus 2, da? 3 minus 2 supra 2 ori 3. Din nou, Tudore, vreau să înțelegi lucrurile la rădăcină. Că tu ai scris așa, dar să vezi de ce. Dar nu ai scris așa. Tu nu ai scris așa. Știi cum ai scris așa? De-aia mă strădui să-ți explic, să mă urmărești. Că cei ce spun eu, și o spun pentru toată lumea, e foarte important ca idee. Plus, mai departe, în loc de 1 de aici, să zicem 4 minus 3, totul supra 3 ori 4, plus puncte, puncte și mai departe, plus în loc de 1 de aici, 10 minus 9, 10 minus 9 supra 9 ori 10, e ca mai departe cu minus 1,9 plus. Acum distribuim mai denumitorii la numărători. 2 supra 1 ori 2 minus 1 supra 1 ori 2 plus 3 supra 2 ori 3 minus 2 supra 2 ori 3 plus 4 supra 3 ori 4 minus 3 supra 3 ori 4 plus și mai departe plus puncte puncte plus 10 supra 9 ori 10 minus 9 supra 9 ori 10, da? Egal mai departe cu egal cu minus 1,9 plus și iată că acum 2 cu 2 se simplifică și vine 1 pe 1 minus 1 cu 1 se simplifică, dar n-are și rost să mai scrie. Minus 1 pe 2. 1 pe 6 acolo. Unde, de unde merg? 2 pe 12, nu? Dar nu e 1 ori 2, cred că. 1 ori 2. Nu, mă referam la prima, că a zis că 2 cu 2. 1 ori 2, mai merg, a fost de sus. Ah. Nu e 12 acolo, da? 1 ori 2. Plus 3 cu 3 se simplifică și rămâne 1 pe 2. 2 cu 2 simplific și rămâne minus 1 pe 3. 4 cu 4 se duce și face 1 pe 3. Minus 3 cu 3 se simplific și face 1 pe 4. Și nu mai departe puncte puncte. 10 cu 10. Mai, Adi, cât ți-o da, mă? Dar nu arriva asta acum să vorbim așa. Vezi, numai în timpul lecției nu mă mai întrerupeți. Credeți-mă că îmi rupeți lecția. Și totul se filmează. Da? 1 pe 9 minus
9 cu 9, minus 1, 3, 10. Și cam mai departe. Iată, se reduc minus 1 pe 2 cu 1 pe 2, minus 1 pe 3 cu 1 pe 3, minus 1 pe 4 și puncte, puncte. Ce e aici? Să simplifică... 1 pe 9 cu cine ar fi trebuit? Cu minus 1 pe 9. Și vine... Se reduc, măi. Când e plus cu minus... Se reduc. E opus, se reduc. Da? Unul așa și unul așa. Iar când zic numărător cu numitor, se simplifică, da? Bun. Și ne rămâne minus 19 pe 10. Da, minus 9, plus da. Minus 19 pe 10. Plus 9 pe 10. Plus 9 pe 10. 1 plus 1 pe 1 minus. Adică 1 minus 1 pe 10. 10. Și aplicăm prima cu 10. Da. 10 minus 1. Și ne dă 9 pe 10. Ce? Ce-ai spus? 9 deci minus 1. 1? Deci 1 minus 1 pe 10. Am amplificat și face 10 minus 1. 9 pe 10. Da. Plus 9 pe 10. Egal cu minus 10 pe 10 minus 1. Și egal cu minus 10 pe 10, 10 și egal cu minus 1. Așa la într-adevăr, asta e rezultatul. Da. Aș vrea să înțelegi. Mă adresez și mă adresez tuturor care ne urmăresc. Sigur că este 1 pe 1 minus 1 pe 2 plus 1 pe 2 minus 1 pe 3. Tu așa ai scris aici rezultatul direct. Păi așa ne-a spus și în clasă de fiecare dată. Iartă-mă că spun. Dar eu, pe mine mă interesează să vedem de unde vin toate chestiile astea. Că tu ai scris mecanic acest lucru. Dar dacă ai fi avut răbdare să înțelegi că unul ăsta e diferența, pentru că s-ar putea să fie situația 1 supra 1 ori 3. Să ai nevoie de 2, eu aceeași vrea. Și așa amplificăm cu 2. Și trebuie amplificat cu 2 ca să ai numărător 2. Dacă nu înțelegi lucrurile la rădăcină, mecanic, așa cum spui, cât ți s-au zis în clasă și că tu ai repetat, ai sărit etapele astea și ai ajuns direct aici, este semn că nu ai înțeles bine la cum, de unde vine chestia asta. Da? Deci, tu, practic, ajungi aici, 1 pe 1, minus 1 pe 2, plus 1 pe 2, minus 1 pe 3, nu știu ce, fără să știi de unde vin ele. Deci, scris așa, mecanic. Și s-au redus și ți-ai dat rezultat. Nu mă interesează rezultatul, mă interesează să înțeleg cum ajung la rezultat. Mai am spus de atâtea ori, nu finalul este important, ci cum merg pe drumul acela. Riguros, de reținut, trebuie să fie asta. Să fie un drum pe care să-l parcurg în baza unor cunoștințe. Să înțeleg bine lucrurile. Azi învățăm mecanic ceva, mâine am uitat. Ați văzut, transformarea unui număr periodic, simplu sau mixt, număr ordinar, fracție ordinară a fost o problemă. Vă ajut, profesor? Zi? Vă ajut? Cu ce? Cu șterți table? Da. Ok, m-am descurcat între timp. Ce mai avem anumit? Mai avem o problemă ușurică. Hai să vedem. Și două probleme ușoare. ABCD trapezisos shell. Deci spunem ABCD trapezisos shell. S-a făcut timpul? E peste timpul meu. Nu, e și 8, mai este. Da? Nu mă interesează. Și 10. E și o oră și 5. O trecut. Hai să rupe el singur. Lasă-l, nu mai apăsa, gata. Da. Deci, ABCD trapezisos shell. Probleme, da? Da. A treia chestiune sau da, a treia. ABCD subiectul 3, 4. A, așa. Da? ABCD trapezisos shell. ABCD trapezisos shell. Trapezisos shell. AB paralel cu CD. AB paralel cu CD. Cu CD. BD perpendicular pe AD. Pe AD. Măsura unghiului DBA 30 de grade. Măsura lui DBA egal cu 30 de grade. AB egal cu 12 cm. AB egal cu 12 cm. Să calculăm. A mic. Asta e posibil, da? Da, A mic. Măsura unghiului A, D, C. Măsura unghiului A, A, D, C. D, C. Egal cu cine? B mic. Să arătăm că triunghiul B, C, D, isoscel. B, B, C, D, triunghiul B, C, D, isoscel. Isoscel. Da. Și la ce mic? Perimetrul lui ABCD. Perimetrul lui ABCD egal cu cine și linia mijlocie. ABCD egal cu stânga și dreapta. Și linia mijlocie egal cu cine?
Perimetrul care? Perimetrul ABCD. Adică la trapezului. Perimetrul, da. Să-l aflăm. Sigur, da, măi, și linia mijlocie a trapezului. Asta e toată problema. Colauscat. Deci spune problema așa, că avem un trapez isoscel. Da? Ce înseamnă trapez isoscel? Are două laturi paralele, două neparalele. Acele neparalele sunt congruente, are unghiurile de la bază congruente, diagonalele sunt congruente. Corect. Deci asta ar fi tensionat, deci două laturi paralele și două laturi neparalele și acele și unghiurile acelea de care sunt suplimentare, unghiurile de aceeași parte a laturi neparalele. Din cauza de la paralelogram, ideea pe care o știam, e preluată și aici. Dar asta are trapezul. Totdeauna orice trapez, da? Da. Nu neapărat trapezul, e să cerce, orice trapez. Da. Bine, deci să spunem așa. Avem un trapez isoscel. Azi nu e important acum. Urmărește mai adesea la ce facem. Te vreau întreba problema. Cât e? Trebuie să întreb cât e. Important, ce facem aici la problema asta? Trebuie să dă A, B, C, D. În care A, B e paralel cu C, D. A, D, C, D. B, D e terminat pe A, D. B, D pe A, D. Adică unghiul ăsta este de 90 de grade. Și spune problema. Iar unghiul D, B, A D, B, A, unghiul de aici este 30 de grade. Nu e încadrat bine la tablă. De? La tablă nu e încadrat bine. Da? Bine. S-a mișcat un pic. Da. Nu. Invers. Așa. Atât. Este bine, da. Acum. Deci, avem așa. Că unghiul A, D, B, este de 90 de grade. Ăsta este de 30 de grade. A, B e de 12. Da? A, B este de 12. Iar la cază acolo, termină problema, ai educat-o, da? Vreau să... vedem aici AB de 12. Adică, în afară de Iruna și de Călin, eu discut cu cei trei. Da? Gândește-te la altă problemă. Vrei să dau o problemă? Mm. Nu vrei? Vreau. Uite că-s Călin, da. Deci... uite așa. Deci pe aia care am făcut-o noi astăzi. Nu. Uite... Iruna, să dăm un triunghi dreptunghic. Da? Și aici construim triunghiul ăla echilateral. Ăsta e echilateral. E. Și aici triunghiul echilateral, partea asta. E. Și prelungim pe ăștia două până se întâlnesc în punctul M. Și să arătăm A aici, B, C. Să arătăm că MA e perpendicular fie ei. L-am făcut de asta. Dacă vrei să te gândești, te gândești. Dacă tu știi pasta, te gândești la ce? Am făcut-o asta vară, am făcut-o. Asta. Deci, atenție. În triunghiul A, în trapezul ăsta isoscel, știu unghiul este de 90 de grade. Asta e de 30 de grade. Da, unghiul de aici. Da. Mi se cer unghiul A de C. A de C. A de C. Adică tot unghiul ăsta așa. Ăsta este A de C. 45, 45.
care 45? Zici din 10. Din 45 cu 45. Care 45? Măsura lui de A, ce e 45? A lui de A. Ce? G, A, C, da? Asta așa. Aflu și măsurile celelalte, că ne ajută. Care e de A, ce? De A, ce ai spus? Da. 45, da? Da. Ce calculai tu de 45? Din 180, câte 90. Așa. Și obținem un unghi din 90 și împărțim la... Ce faci tu? Ce faci tu? Te apuci să faci problemă, vă ții când e ipotezat. Da, nu. Deci, Ade, cum să faci mecanic o problemă fără să ții cont de ipoteză? Convinge-te și pe mine. Care? Deci, tu pari la 2, dar iar 90 e ăsta. Ce caută ăsta și cu asta 90? Nici nu sunt egale. Deci, atenție, spui lucruri trăsnite. N-au nicio legătură. Copii, nu degeaba autorul ne dă că unghiul de aici este de 90 de grade. Nu degeaba. Nu degeaba mi-l dă cu ăsta de câte grade? 30. De 30 de grade. Nu degeaba. Anca, ce ai putea să spui? Ah, gata. Deci ăsta e de 90 de grade. Ce am putea spune dacă ăsta e de 90, ăsta e de 30? Dar la care sunteți, domn profesor, acum? La care lucrați? La asta ușoară, nu? D că pare rupte cu AB. D că pare rupte cu AB. B, D secantă. Și ce lac? Și... Unghiul de AB, D. Sau cât de D? Este egal cu B. Ce se întâmplă? Deci două drepte. Paralel, tai de o secantă. Ce știți despre de două drepte? Formează unghiuri congruente. Perechi de unghiuri, 8 perechi știam noi. Alterne interne, alterne externe, corespondente. Congruente. Da? Congruente. Adică măsura lui DBA egală cu măsura lui CDB. Dar fiind ce fel de unghiu? Alterne interne. Deci unghiul ăsta e cât pe ăsta, în calitate de unghiul alterne interne. Da. Ce măsura unghiului CDA e 90 plus 30, adică 190. Păi ce era aici filozofie? Nu știu. Păi dar nu știu, păi da, dar nu știu ăla Cristic. Vine de acolo, Adi, din timpul lecțiilor din urmă, când stăm și stăm deasupra. Deci elementare chestiune. Mamă, dar ce ușor ți-o dat, da, stai o secundă, ce ușor ți-o dat? Veți face afirmații fără să fie acoperite. E ușor acum, după ce am discutat, dar atunci tu o față aici ai făcut.